Acesta este al 11-lea punct de lucru deschis de ce are progresul CFR și suntem convinși că prin activitatea și serviciile pe care le oferim sucevenilor și nu numai, vom găsi rezolvarea problemelor financiare prin obținerea de credite în condițiile cele mai avantajoase, cât și prin economisirea și siguranța sumelor depuse sub formă de fond social. Acordăm cea mai mare dobândă la depuneri prin aceasta, asigurând o creștere substanțială a soldului și protejând depunerile membrilor împotriva inflațiilor. De asemenea, acordăm ajutoare sociale membrilor cu diferite ocazii, Paște, Crăciun, începerea noului an școlar și altele. Acordăm ajutor de licență urmașilor membrilor prin majorarea de 3 ori a depunerilor titularului la fond social de deces. Acestea sunt doar câteva din serviciile pe care le oferim. În momentul când membrii vor veni la noi, se vor convinge că ceea ce am spus în mica mea intervenție este adevărat și se vor convinge și de alte. Doamne ajută. Spuneți-mi, vă rog, cine poate deveni membru ce are? Orice persoană care obține venituri de natură salarială. Am înțeles. Pensionari, salariați. Nu se condiționează de vreo legătură cu CFR-ul. Nu. Mi-a numit chiar CFR când, într-adevăr, de la CFR am plecat. Am plecat de la 300 de membri și am ajuns la peste 22.000 de membri. Asta era următoarea întrebare. Câți membri măsoară astăzi? Peste 29.000 de membri. Felicitări. Pentru suceveni, veniți cu o ofertă specială, exact, cu ocazia deschiderii sucursalei din Suceava? Da. Pentru Suceava avem o ofertă specială, cu niște dobânzi mult mai mici față de cum avem la celelalte sucursale deja și cu dobânzi la fond social. La economisire. Ne puteți da câteva exemple de oferte speciale pentru suceveni, astfel încât să... Da, putem oferi împrumutul de la minim 5.000 până chiar și 100.000 și peste, la timp de 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani, depinde de puterea fiecăruia de achitare înapoi a ratelor. Ne pliem după cerințele fiecăruia și după puterea profilul fiecăruia. Da,